Of, ce să vă zic eu? Eu foarte des îmi pun întrebarea asta. Eu niciodată m-am gândit că după atâția ani de chin, de luptă, de muncă, de speranță, de o să ajungem în situația în care toată lumea să fie dezamăgită și speranța cetățenilor s-a spulberat. Posibil că ăștia suntem noi. Merităm ceea ce avem sau avem ceea ce merităm. Că altfel nu poți, nu știu. Eu zău mă întreb și nu pot să înțeleg ce se întâmplă în lumea asta. Cine suntem noi? Ce vrem? De aici vrem să trăim bine. De aici condamnăm corupția, condamnăm hoția, condamnăm De aici macaroanele. furăm faianță Dar de aici... de la o stație nouă, de la drumul Chișinău-Sorocă, Nu, noi singuri. dar cum să nu fure lumea Dacă toți fură. dacă toți fură? Și fiecare fură. Unul are bancă, fură bancă. Altul nu are nimic, fură la stație, că e aproape de casa lui. Sărăcia întotdeauna îl pune pe om într-o situație foarte neplăcută. Îl pune chiar conștient să meargă la încălcarea legii. Fiindcă exemplul este de sus și eu pur și simplu nu pot să înțeleg cum unii își permit deschis să facă lucrul ăsta.